Bună seara la toți, da? Bună seara la toți care sunteți aici cu noi. Și bineînțeles, cine dorește poate să intre cu noi în conferință, da? Se aude foarte bine, mulțumesc Cosmin Valentin. Nu uitați că este un link aici jos în descriere unde puteți îl copiați și bineînțeles să intrați cu mine în streaming, da? Bună ziua din Spania, ne spune și Elena Nicoleta, da? Bună, Elena. Haideți să vedem cine urcă cu mine aici. Deci cine dorește și mai multe persoane, bineînțeles, pot urca în același timp pentru a discuta, pentru a socializa, pentru a trece timpul împreună. Te auzi bine, mulțumesc, Mirela. Marian, da, se aude foarte bine. Da, da, este bine. Se aude bine. Da. Se aude perfect, ne spune și Adrian Baciu. Super, super, super. Ok. Să vedem cine intră cu mine aici să discutăm, da? Este un link jos în descriere, dacă doriți, puteți să copiați linkul respectiv și să-l puneți în sus, în browser, adică în Google, în Chrome. Și în modul ăsta veți reuși să intrați aici cu mine. Bună seara, Pepe, bună seara, lume bună, da? Numai bine și ție, Mariana Dinică. Da, puneți întrebări ca să vă pot răspunde la întrebările voastre. În modul ăsta voi reuși să răspund la întrebările voastre care doriți să puneți întrebări aici, da? Bineînțeles, puteți să distribuiți, da? Clar, poate să intre cine dorește, bineînțeles, cu mine aici. Acum se aude bine. Mulțumesc și lui Marius, Andrei Marius. Da, hai să vedem cine intră în seara asta, cu cine discutăm, cu cine avem onoarea, cu cine avem plăcerea de a discuta, da? Cine intră cu mine în streaming, pentru dacă nu, puneți întrebări. De ce nu se vede? Nu știu de ce nu se vede. Eu văd că se vede. Mă uit și pe browser la mine pe Chrome și se vede foarte bine. Bună seara, bună seara, bună seara la toată lumea. Cine dorește poate să dea un click pe linkul care este aici jos. În modul ăsta poate să intri în direct cu mine aici în streaming, da? Putem discuta, putem glumi, putem face glume, cum să nu. Bună seara, spunem și lui Ele. Bună, bună, numai bine. Bună seara, DJ Pepe, salutări fanii Info Diaspora și de la Ecaterina. Bună seara, dragilor, ne spune și Sorina Elena Danciu. Bună seara, bună seara. Elena Lupu, bună ziua, eram îngrijorată. Ați schimbat ora. Nu, am decis aseară pentru ca să nu intru începând cu orele 2, să intru cu orele 15, am să intru cu orele 17. În modul ăsta vor fi mai mulți care vor fi aici, da? Vom fi mai mulți în seara asta. Salutare, salutare din San Benedetto de Toronto. Salutare, Elena. Bună, bună, bună seara la toți. Cine dorește să intre în streaming, poate să dea un click aici jos pe link, îl copie și îl duce în Google, sus acolo în browser și în modul ăsta intră în streaming live cu noi. În modul ăsta putem discuta, putem vorbi despre orice. Deci socializăm, da? Socializăm aici cu toții. În modul ăsta reușim să ne mai descrețim frunțele. Ce să vă zic? Hai să vedem cine mai e. Băi, în seara asta nimeni nu vrea să intre, dar toți vi-e frică. Ce aveți, fraților? Nu sunteți... Bună seara, Eugen Pătrășcanu de la Roma. Hai, Eugen, sus! Hai, intră în conferință cu mine, Eugenie. Este un link aici. Dă click pe linkul ăsta.
Stai așa să-i trimit, nu, cu era Daniel aici. Să vedem cine intră seara asta. Bună seara, bună seara la Brindăsi, Brindăsi. Știi cum zice, hai să brindăm, adică să ciocnim. Brindăsi este, da, în Italia, un orășel, dacă intru eu nu mai ies. Da, Mirela, poți să intri, pentru că pot să intri mai multe persoane, da? Deci, nu mai știu, 6, 8 sau 10 persoane pot să intre. Nu mai știu câte persoane este maximul admis de acest program. Bună seara, lume bună, ne spune și Mariana Tănase. Bună seara, Mariana! Da, ia uzi, Mariana Nică, eu trebuie să mă duc la machiaj, să se sperie lumea, nu se sperie lumea, fiecare este frumos și interior, da? Fiecare avem o frumusețe și anterioară. Bună seara, ne spune și Maria Magdalena, bună seara, bună seara, Monica, da, cum să nu, bună, îi spunem și lui Nicolae, bună seara Nicolae, bună seara la toți care sunt aici. Nu uitați că în fiecare seară, începând cu orele 17 ora Italiei, intrăm într-o conferință de o oră, da? Intrăm într-o conferință și râdem, glumim, socializăm, da? Fără muzică. În mod de a socializa. Iulie, iau-ți, bună seara tuturor! Bună, Iulie! Bună seara! Bună seara la toată lumea de la Modena. Bună, bună. Bună, Alin, numai bine. Nu uitați, bineînțeles, să dați și o distribuire, da? Bună, salutare, da. Bună, Mariana, salut, vă salut și noi te salutăm. Salutăm la toată lumea. Bună, 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 bună seara. Da, salutăm lume faină. Da, stăm împreună. Da, dacă aveți întrebări, încerc să răspund la întrebările voastre. Da, Alina, hai pa, o seară frumoasă vă doresc. Haide pa. Numai bine, Alina, să ai și tu o seară frumoasă. Mergem înainte, da. Da, stăm împreună, ne spune Mariana. Maria, ce am eu, frate? Am mereu probleme cu Maria și Mariana. Da, încercăm să fim aici. Dacă aveți întrebări, puteți să puneți întrebări, puteți să intrați în streaming cu mine, da? Este link-ul aici jos în descriere. Este foarte simplu, urmărești instrucțiunile care ți le dă. Deci dai, copiezi link-ul și îl dui sus în browser, îl dui sus în asta, la Google. Deschizi google.com. Da, haideți, puneți întrebări să vă răspund. Ce ați dori să știți? De unde ne ascultați? Aș vrea să știu mai multe despre voi. Vreau să discutăm, să glumim, să râdem, da? Nu are nimeni curajul, nu? Să intre astăzi. Așa. Cel mai important este frumusețea interioară. Da, da, bravo, cum să nu, Sorina Elena Danciu, îi spune lui Mariana Dinică. Da, corect, ce mai o că frumusețea exterioară trece, nu? Și rămâne frumusețea interioară. Era varianta că, băi, dacă te însori, ieți o femeie deșteaptă, mă, nu-ți lua una frumoasă, că dacă îi trece frumusețea, rămâi cu proasta. Așa era o glumă, am citit-o acum pe Facebook, da? Îi auzi, Bazilicata, da, de acolo ne saluți, este bine, bravo, cum să nu. Dumnezeu cu noi, da, Dragomir Constantin Valentin, cum să nu. Vă doresc o seară finunată, Dumnezeu să vă binecuvânteze pe tine și pe familia ta. Mulțumesc mult, Valentine. Mulțumesc la toți, da, care sunteți aici. Să vedem cine mai intră cu noi. Bă, astăzi toți timizi. Bravo, mă. Să vedem cine... Știți cum era? Cine e cu noi? Da, ha. E bine și așa. Da, puneți întrebări, să vă răspund la întrebări. Ce pot să zic?
Vreau să știu dacă sunteți în primul rând, dacă sunteți sănătoși, dacă sunteți ok și dacă ați trecut cu bine această pandemie. Da, ia auzi, Sorina Lina Danciu, hai intrat și voi, că ieri am fost eu. Da, bine, poți să intri și în fiecare zi. Da, și Georgeta ne ascultă de la Padova. Wow, salutăm și toți românii din Padova, da? Haideți să vedem cine mai e. Tu vezi toate comentariile? Nu le văd pe toate, Alina Angelo, văd doar care îmi plac mie. Salutări, Mihai Dunea. Numai bine, multă sănătate. Nu ai curaj. Nu am înțeles în ceea ce privește Mariana Nică, nu ai curaj. Să am curaj de ce? Cine-i Gucci? Eu nu știu cine-i Gucci aici. Dragomir, cine-i Gucci? Hai să vedem cine intră. Sau puneți întrebări la care aș putea să vă răspund. Întrebări legate de mine, de radio, de vecinii voștri, știți cum era, de capra vecinului. Era varianta că Ghiuri dă o dedicație pentru, la radio pentru, zice, să fie pentru Eugenia, melodia Te iubesc, Catiușa. Ați înțeles? Deci vă rog să fie o dedicație pentru Eugenia. Te iubesc, Catiușa. Deci este melodia pentru, deci, cine știe, este melodia aia cu Catiușa, nu? Sau mai era varianta că femeile sunt ca melodiile în limba rusă. Sunt frumoase, adică se aud bine, dar nu le înțelegi. Da. Vii la un pahar de apă. Da, am paharul meu de apă de fiecare dată aici. Da. De unde sunteți la Roma? Sunt Roma Nord, Mariana, Maria. Bă, ce am eu cu Mariana și Maria? Mereu încurc Maria cu Mariana. Și când zic, bă, în seara să mă duc la Mariana și mă duc la Maria. Și tot așa invers, da? Suntem Castelnuovo di Porto, mai precis. Deci, la câțiva kilometri de Castel. Salutări din Calabria și lui Viorel Burcă, numai bine, Viorel e... Da. De ce vrei să mănânci o supă de găină? Nu am înțeles care a fost varianta cu supa de găină, dar să știți că e foarte bună, chiar și mie îmi place. Mi-ai făcut poftă. Bună seara, spunem și lui Nicoleta Rusu. Limba rusă, stai cum, limba rusă este frumoasă. Da, este frumoasă, dar trebuie să o înțelegi. Știi cum este? Ca pe fiecare limbă, știi? Trebuie să o înțelegi pentru ca să fie frumoasă. În fiecare limbă, știți cum era limba românească, limba ce o grăim, e cea mai frumoasă limbă pentru că știm să o vorbim. M-am făcut și poet în seara asta. Dar... Ia uzi, mi-ai schimbat numele, dar eu schimb mereu. Important este să fie de bine, nu? Frații mei, stau la Civita Vechea. Oh, multă sănătate, da? Da, am fost de foarte multe ori pe la Civita Vechea. Chiar e frumos pe acolo. Da. Mi-ai schimbat numele, am pus... Cum zic eu? Că uiți să bea apă. Da, noroc că îmi zici tu, Alina, că de altfel uiți să beau apă. Ai perfectă dreptate. O singură limbă trebuie să știm. Bine. Da, da, am înțeles. Bine, limba rusă este frumoasă. Da, să vedem cine mai intră. Hai, fraților, dar nu intră nimeni în seara asta cu noi aici. Nu uitați că este un link aici jos în descriere unde puteți să accesați link-ul, să-l copiați și să-l copiați în browser, să-l copiați în Chrome. Bună seara, spunem și lui Mariana Popovici. Bună seara, Mariana. Bine ai venit. Hai, urcă aici și tu pe live să fim cu toții, da? Să fim mai mulți. Lipsesc anumite persoane, cred că dacă erau cu siguranță intrau aici pe live, dar din păcate nu mai sunt printre noi. Da. Nu că au murit. Nu mai sunt pe pagină, nu înțelegeți greșit. Bună seara, Maria Oraru. Bună seara. O seară frumoasă vă doresc. Mulțumim să rămână. Și nu uitați să distribuiți și, bineînțeles, începând cu orele 20:30 vom fi aici în streaming live pentru voi.
Da, nu uitați să intrați și pe canalul nostru de YouTube. Zice, am probat, nu reușesc. Este simplu. Deci este jos link-ul, copii link-ul și dai, deci copii link-ul și dai asta, dai, îl pui, deci deschizi Google-ul și îl pui sus. Am o mică întrebare. Cum fac să intru în direct? Da, Adrian Baci, tocmai ce spuneam acum. Deci copiați link-ul care este jos aici, îl copii, pentru că tu când îl apeși pe link-ul respectiv, îl copii. În momentul în care l-ai copiat, deschizi Google-ul, deschizi Chrome sau ce ai, îl deschizi și îl copii sus în browser, în Unicaos normal. Îl copii acolo și intri. Este foarte, foarte simplu a intra în streaming. Să înceapă muzica. Da, Dănuț, muzica începe la ora 20:30, ora Italiei. Atunci dăm drumul la muzică. Acum suntem la o conferință cu așa de să ne descrețim frunțele. Mai vorbim, mai glumim, mai o Caterin cu un banc. Sunt timidă, mi-e frică că îmi sparge ecranul telefonului. Cine să-l spargă? Doamne ferește! Hai, Renuca, sus! Pentru că am înțeles că tu ești rusoaică, dar te găsești foarte bine cu, și cu limba română, pentru că vorbești românește din câte văd. Și bineînțeles mi-ai trimis și pe WhatsApp atunci când a fost cu fata ta, dacă mă duce bine memoria. Mi-ai trimis atunci mesaj, da? Mie nu-mi place sus. Mariana, știu, ți-ți place la podea jos. Bravo, Mariana! Da, mie nu-mi place sus, că dacă cel de jos se dă deoparte, mă duc pe spate. Și intru eu jumătate de oră, da, poți să intri și o oră. Așa, bună seara la toți care sunteți împreună la ora asta. Să bag mare, da. Bună, Marinel, bagă mare să fie, iau să fie mare. Da, bună seara și lui Mirela, Marinela. Bă, eu când se tratează de Mariana, Maria, mereu am o problemă. Nu prea am avut mării la viața mea și acum când e vorba de mării, le încurc. Nu știu pe care să pronunț prima. Da, bună la toți. Să vedem cine intră cu noi aici. Dacă nu, puneți întrebări și vă răspund eu. Este foarte mândră, așa este, sunt foarte mândră că sunt printre voi români. Am învățat cu multă plăcere limba română. Super, bravo, Irinca. Încă un motiv să urci aici în streaming live cu noi și să vorbești cu noi românește. Dar este foarte simplu. Deci dai un click pe link-ul care este și îl duci în browser. Și intri aici în streaming cu mine. În modul ăsta, bineînțeles, dacă știți bancuri, știți glume bune, intrați aici. Ti se încurcă limba cu mână. Da, pentru că cred că e așa și de asta. Nu sunt învățat să... Glumesc. Hai că intru. Vin și eu sus. Ok, perfect, te aștept, Irinuca. Cum să nu? O să se încurcă limba la el. Da, lasă pe Maria. Puteți să intrați mai mulți, lasă pe Maria DJ. O las. Păi tu ai o problemă și cu Sorina și Elena. Bă, alea-s găinușe. Zic prima Elena. Pentru că este Maria și Elena, știi? Marina Magdalena. Da, hai să fie pentru toți. DJ, mereu ne botezi. Bă, important este că reușesc. Da. Cine e cu noi strigă? Păi tu ai problemă. Eu am multe probleme. Da, nu uitați să cine dorește să intre cu noi aici, poate să copie link-ul de aici. Deci când deschide, îi dă să copie link-ul, deschide browser, deschide Chrome sau ce are instalat pe telefon și intră sus, adică accesează pentru salutări din Spania. Salutări din Spania, îi spunem și lui Ana Maria Ion. Bă, am zis bine data asta cu Maria. Da, cum să nu.
Salut Bosne, spune și Cosmin Ramona Bog. Numai bine, salutări și ție, multă sănătate. Bă, un lăutar dacă intră poate să cânte aici. Putem să, dacă cineva știe un banc bun, poate să intre, poate să spui un banc. Socializăm, nu facem nimic altceva decât socializăm. Socializăm în fiecare zi, începând cu orele 17, ora Italiei. Și încercăm să ne descrețim frunțele, da? Bună seara, e muzică foarte bună, mulțumesc mult, ne spune și Darius și Giulia Bora. Da, mulțumesc, începând cu orele 20-30, voi reveni, bineînțeles, ca în fiecare seară cu muzică. Nu uitați să distribuiți, să dați un like, bineînțeles, în modul ăsta îmi dau seama că vă place că sunt aici și cât de curând cred că o să-mi pregătesc și eu ceva bancuri, ceva glume, ca să nu, că pe urmă zici, bă, ăsta la ce vorbește singur aici, pentru că nimeni văd că nu intră cu noi aici. Da, trebuie să ne dai miei, dar până la Paști cred că devin cârlani. Da, cum să nu? Bog, da, salutare, cri-cri, salutări și o după masă frumoasă, ne spune și cri-cri, cri-cri. Da, suntem la Londra, ceva de străinătate, versuri de guță, ceva, da, cum să nu? Degeaba stau aici în străinătate și am de toate, nu? Dacă-s departe de frate. Hai cu rimele, hai cu glumele, să ne descrețăm frunțele, da? Asta este cel mai important. Salutăm și pe Dan, Mircea, Adrian. Salut, Adriane, numai bine. Marea Danică, intră, hai intră cu mine. Da, haideți să vedem cine, știți cum este, cine mai intră. Nu uitați că în fiecare seară, începând cu orele 17, ora Italiei, sunt aici o oră de conferință, da? Cu voi. Imediat termin de făcut rugăciunile și îmi iau inima în dinți și urc sus. Foarte bine, foarte bine, Irina, te așteptăm. Hai să fie pentru voi toți, da? Bună seara, vă salut din Perugia. Da, da, termin răciturile, am înțeles rugăciunile. Bă, vezi dacă fiecare crede ce-i place. Pentru că nu vreau să mai mă gândesc la mâncare, că dacă mă gândesc la mâncare, e rău. Da, să fie... Vă salut de la Perugia, numai bine, Roman, Andrei, Daniel, multă sănătate la toți românii din Perugia. Nu uitați că dacă doriți puteți să intrați în streaming, da? Puteți să distribuiți, bineînțeles. Putem să fim, să dialogăm, să comunicăm. În modul ăsta așteaptă că trebuie să fac ceva și după. Ok, Mariana Dinică, fă-te frumoasă, pentru că tu ești frumoasă interior, fă-te și exterior. Super, și-am intrat. Așa, nu uitați să distribuiți, bineînțeles, să fim mai mulți, da? Pentru că poate dacă aveți o glumă bună, un banc bun, puteți să intrați, puteți să spuneți, putem să râdem, să glumim, pentru că în fiecare seară, începând cu ora 16, intrăm aici să dialogăm, să ne simțim bine, să discutăm. Bog, nu știu ce înțelege, Aurica Panda, nu știu, Hog. Gog, bă, un ursuleț și o șampanie ne oferă. E bun și așa, merge. Da, cine ia șampania, cine ia ursulețul? Da, salutare. Haideți, bă, nu urcă astăzi nimeni. Vorbesc doar eu. Da, nu vrea nimeni să spună o glumă. Toți sunteți fericiți. Știți cum e? Hai mă să intre cineva de dușmănie. Da. Bună seara, salutări de la Roma, salutări Lucian, Mihai și noi toți de la Roma suntem, transmitem și noi din Roma Nord, din inima Italiei suntem, da? Și nu uitați că în fiecare seară, începând cu orele 20-30, suntem în streaming live pe YouTube. Așa că pe YouTube, pe Facebook, bă, mă gândesc la YouTube. Da, pentru că mă gândesc cum să fac live-uri și pe YouTube, cred că de asta, da? Bună seara la toți. Imediat ce termin răciturile. Bă, de ce? Am văzut răcituri. Gata, dă să schimb, pentru că nu știu cum să țin două diete, pentru că una e prea puțină pentru mine. Așa că țin două diete.
Așa, salutăm, salutăm lume faină, salutăm toată lumea care este aici. Distribuiți! De unde ne ascultați, bineînțeles? Nina, ai auzit, de la Torino. E bine, e bine. Ah, pune, Aurica, pune de alea, da? Ia auzi, voi vă sfătuiți între voi, am înțeles, am înțeles. Ia auzi, Sorina Elena Danciu, bă, am zis bine data asta. E bine, tată, cum să nu, ești gata? Ei, de când e gata? Da, da, și Niculina ne spune, bună seara de la Suceava, bună seara sucevianca mea. Uite mă, cine spunea că nu intră și sucevieni astăzi, da? Nu uita, Niculina, să dai și tu un click pe link-ul de mai jos și să-l copii, să-l copii în Google, acolo în Google Chrome. Și să intrați, să vedem cine mai intră aici cu noi, da? Bună sucevianca mea, și eu sunt tot din Suceava. Cum este la Suceava? Pentru că Suceava a fost un oraș foarte, foarte afectat. Din câte am înțeles, maică-mea mi-a spus că și acum este foarte, foarte afectat și încă nu se știe care va fi treaba când mergem acasă în august. Bună seara tuturor, ne spune și Miha Miha. Bună seara și ție, Miha. Unde e link-ul? Este jos link-ul în descriere, Mariana Dinică. Da, l-am mai pus acum încă o dată link-ul, da? Pentru cine dorește. Dai click pe link-ul respectiv, pe urmă îți dă să-l copii, deschizi Google-ul și îl copii sus acolo unde ar fi scris Google Chrome, unde scrii google.com, unde cauți mereu de fiecare dată. Da? Sus unde scrie info diaspora. Da, da. Depinde unde îl vedeți voi. Stați să edităm. Să-l pun și în descriere, să-l pun prim, așa, da? Să fie pentru a intra. Perfect. Am salvat, deci este și sus. Dacă îl căutați și sus, este primul link. Da. Da. Bună ziua! Bună ziua! Să rămână. Ce face Sorina Elena sau Elena Sorina? Nu, nu, Sorina Elena. Nu mă mai curca că o să mă apuc să număr ei. Ok, ok. Dată. Este bine. Văd că la tine este soare, este frumos. La noi astăzi a fost la Roma o zi așa și așa. Vrea să vină și să plece. Am vrut astăzi să merg la mare, dar nu m-au primit ăștia în balcon. Nu, poate vânt un pic, dar este soare. Este cald. Da, aha, aha, e super, super. Da. Unde e Mariana Dinică? Hai Mariana Dinică, vino cu... Hai Mariana Dinică, da, o așteptăm, o așteptăm. Bineînțeles, accesând link-ul care este sus în descriere sau jos, bineînțeles, cum este la fiecare, puteți să intrați și voi în streaming, pot intra 6-8 persoane, nici nu mai știu câte persoane pot intra aici. În modul ăsta putem să discutăm, putem să vedem cum e aici, hop, așa, ok, putem să discutăm, putem să glumim. Ai vreun banc astăzi? Nu. Nu, pentru că tu mereu ai o glumă, un banc. De asta am spus. Da, mereu am, dar astăzi, uite, acum chiar nu am inspirație, nu știu. Ok, ok. Când intri data următoare, așteptăm să vii cu un banc bun, pentru că tu ai haz, ai talent să ne spui bancuri. Ai farmicul tău, talentul tău. Da, dacă dorește cineva și are câteva bancuri de spus, este binevenit. Așa ne mai descrețim frunțele până ce terminăm și cu carantina asta. Da. La Roma s-a dat drumul. Am văzut că merg foarte mult mașinile, dar în schimb e chestia că încă cer măști, adică să ai... Au golit ăștia magazinele de câini. Așa aici este la fel, nu știu, astăzi am văzut la televizor că ar vrea să... Că... Normal ar fi restaurantele deschise de astăzi, s-ar putea deschide, dar la jumătate, adică 50% din capacitatea restaurantului, mă refer. Dar nu știu, până nu ne-a anunțat nimeni, adică nu văd restaurante deschise, nu văd baruri, nu știu. Nimeni nu mai înțelege nimic, deci e un haos total. Da, da. Păi îți dai seama, unii îl trimis tu pe român la un botez sau la o nuntă la restaurant cu 50%? Păi românul nostru până ce nu o arde, frate, până ce nu udă cămașa, până ce nu se rupe,
Ia, vrea să intre și Iustin cu noi. Da? A fost o tentativă, cred că i-a fugit, i-a furat cineva netul. Mai încearcă Iustin, poate reușești. Iauzi, da? M-a scos afară. M-a scos Facebook afară. Intră în casă. Intră în casă, Mariana Nicrea. Da. A, mă, ce Dumnezeu, intră și Mariana din Nic, uite, acum vine și ea. Bună! Bună, Mariana! Bună, 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 bună! Ai da. Sunteți bine? N-am semnal, nu știu ce sunt. Da, cred că ți-a furat ăștia antena. Da, noi muncim la Perugia, văd că scrie aici Roman Andrei Daniel, Roman Andrei Daniela, Daniel, e, Roman Andrei Daniela. Mi-a luat-o după balcon. Aha. Hai că-mi pun foc. Afară, da. Ia uzi că la Perugia muncești și aici se muncește la Roma, sunt persoane care muncesc. Mariana Dinică, și tu muncești, nu? La la la. Ne auzi, Mariana? Sau tot în reluare ești? Ia, n-are semnal. A, ea are semnal, ai plecat soțul la pește. Ai, Doamne. Da. Ce să-i faci, măi? Așteptăm să treacă. Eu, ca fotograf, pentru mine va fi foarte, foarte greu. Am auzit că la anul se fac nunți și mă însor și eu. Da. Eu sunt domnișoara de onoare, așa că nu vreau să-mi ia loc cu nimeni. Am înțeles, avem o onoare. O zis că la anul mă însor, iubita mea, mai și-o în septembrie. Nu, nu. Nu fac o fi de două ori, eu vreau numai o dată. Nu știu, fiecare cu gusturile lui. Da. O zis că o scapat inelul jos și faci, lasă, nu nimic, vedem la următoarea nuntă. Da, soțul tău lucrează, am înțeles că băiatul tău a plecat de așa în cursă, nu? În Spania acolo, lucrează pe tine. Da, a ajuns, s-a întors înapoi, a fost în Polonia, astăzi s-a întors înapoi, a ajuns acasă în România. Da, dacă reușești să nu stai cu camera așa, că dacă stai către geam, se închide pentru că are senzorul foarte micut, știi, la telefon și da. Uite, dacă te un picuț, știi cum este? Așa, este bine așa. Dar tu ce faci? Bei cafeluța? Eu fac sarmale și fierb și mai vin să mă mai și uit. Bravo, bravo. Înseamnă că ești gospodină. Bravo. Trebuie, am început munca de ierni, spune și Adrian Baciu. Bravo, Adriane. Mă bucur pentru voi ăștia care ați început munca. Eu, în ceea ce privește evenimentele, nunțile, botezuri, la mine este mai greu. Așa că mai stăm pe radio. Da, clar. Oricum stăteam și în asta, când încep evenimentul, dar nu stăteam sâmbătă sau duminica. Oricum, până atunci sper să fie gata și aplicația, adică să puteți asculta muzică 24 de ore din 24. Bună seara, DJ Pepe, vă doresc o seară frumoasă. Mulțumim, mulțumim și Elena Vlad. Da. Și că la Bergamo o să lucrăm împreună și așa 5 persoane, în 5 camere. Sunt nebun cu regulile lor. Da, ce să-i faci? Asta e viața. Nici ei nu mai știu ce să facă. Nici ei nu mai știu ce să zică. Da, nu știu. În România deja au început să se deschidă toate, adică nu știu, deci pe 15 mai spun că o să merg, nu știu, deci nu mai înțeleg ar nimic. Ar trebui să deschidă pentru că o ia lumea razna, zău dacă nu. Bună seara, da, oameni frumoși, ne spune și Marie Topărceanu. Și aici la fel, pentru că lumea s-a săturat să stea în casă și sunt mulți chiar oameni.
Păi să te gândești că eu am avut ultimul botez pe data de 22 ianuarie. După data de 22 ianuarie, eu am ieșit să-mi iau mâncare, fructe, să ce am mai avut pe aici nevoie, apă și atât. Restul acasă. Am avut noroc că am fost cu voi, cu radio și nu am simțit carantina. Da. Dar oricum, eu îmi găseam de lucru, deci studiam despre fotografie, despre video, inventam alte chestii. Făceam și eu caterincă prin casă cu hârtie igienică, făceam eu ceva, dădeam, rupeam o masă, un picior la un scaun, ceva. Da, nu, dar nu știu, și aici, de exemplu, și astăzi m-am întâlnit cu un coleg și la fel spunea că dacă știu ceva, dacă am vorbit cu șeful, dacă... Pentru că îți dai seama, au copii, au familie și familie, adică am colegi care au copii mai mici, nu ca mine mare și să descurce și să lucreze și așa mai departe. Da, da. E serios, pentru că nu mai încep să se termine sursele și atunci... Da. Bună seara, îi spunem și lui bratul Lucian. Bratul Lucian, dacă dorești, poți să urci aici în streaming, pentru că bratul Lucian este și el un artist de aici, de la Roma, un cântăreț, și soția lui face și ea evenimente și toate astea. Așa că, bratul Lucian, dacă îți face plăcere să urci aici cu noi, ești binevenit. Trebuie să dai un click pe linkul de mai jos, după care urmezi instrucțiunile. Adică trebuie să-l copii și să deschizi Google-ul și să-l copii sus acolo în browser, să-l copii sus pentru a putea intra în streaming aici cu noi. Cred că mâine seară este un abonament de plătit 20 de euro pe lună, dar 25 de 22 sau ceva în genul. Îl voi plăti și voi face live în același timp și cu ăia care sunt pe canalul meu de YouTube. În mod, pentru că cine dorește se poate înscrie la canalul meu. Am întrebat, mi-a adus aminte. Da, o secundă, mulțumesc frumos, o să intru mai pe seară. Da, mai pe seară suntem cu muzică, bratu. Dar am o idee. Ce ar fi să fac o chestie în genul, ca să fac radio aici, în modul ăsta unul poate să intre direct aici. Adică poți să-și se discut muzică, poate să intre cine vrea să dea o dedicație, dar după ce voi avea licența, bineînțeles, pentru că așa da. Unul trebuie melodie și canci. Da, clar. Nu mă lasă să intru, ne spune Mariana Nică. Iar te-a scos Facebook afară. Nu știu de ce nu te lasă să intri. Vezi dacă te lasă să ieși. Eu ieri. Poftim? Din cauza semnalului și eu am pățit ieri. Aha. Da, poate este din cauza semnalului. Recomand la foarte mulți care sau au semnalul sau nu reușesc să se așa. Este simplu. Eu la câteva zile ce fac? Dau un restart la telefon. Pentru că în modul ăsta el se reprinde, pentru că de multe ori ai multe aplicații deschise, multe pagini deschise, fără să-ți dai seama. Și alea îți consumă foarte mult din banda de internet și nu-ți dai seama. Da, mare, ar fi fain, chiar ar fi o idee bună. Da, în modul ăsta eu pot să, bineînțeles, în modul ăsta pot să pun și mesajele voastre. Uitați aici cum sunteți așa și să văd mesajele. Eu pot să pun mesajele voastre, adică mesajele voastre care eu reușesc să le citesc și așa pot să fie. Dar în schimb stau și mă gândesc, pentru că dacă în timp ce pun muzică și vorbim, nu va mai fi muzica, pentru că tot trebuie să vorbim, pentru că în timp ce cântă o melodie vin și 20 și 30 de mesaje. Da. Da, referitor la YouTube. Eu deci mai acum vreo câteva săptămâni bune am dat subscribe. Și nu mi-a cerut date, nu mi-a cerut nimic. Nu, dar nu-ți cere absolut nimic acolo. Nu-ți cere absolut nimic. Am încercat să intru din nou, că mi-a apărea acolo, să dau subscribe și acum îmi cere iarăși cont. Nu, da.
Da, nu, normal, deci tu când faci un când faci și Facebook, normal tu ai un email prin care intri, nu? Da, uite, haide, Mariana Dinică. Îți cere normal să intri. Te-a băgat ăștia iar pe Facebook, Mariana Dinică. Ce-am făcut? N-am înțeles, Pepe, că tu cânt am mânt aici, parcă așa mi s-a părut. Nu, nu cânt. Sorina cântă. Oh, ce-am făcut? Ce-am combinat? Nu, 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 nu. Vorbeam că te-a băgat Facebook înapoi. Încuie ușa. Încuie ușa, Mariana, să nu te mai scoată. Na. Auzi? Ea cred că s-a dus să închidă ușa. Da, și, dar tu poți să vezi dacă sunt, adică dacă sunt acolo, cum să zic, dacă pe YouTube mă refer. Da, o să mă uit. Dar varianta, dacă la canalul, tu când intri la canalul meu de YouTube, deci stați așa, uite, cum aș pune acum, stați, imediat, pun link-ul la canalul meu de YouTube, nu? Cei care, să vedem cum vă dă vouă, când se, pentru că tu când dai acolo, dai subscribe, nu? Deci ție nu trebuie să-ți ceară niciodată, dar datele, nu trebuie să-ți ceară absolut nimica. Da? Bună seara, bună seara, intru și eu, bine Alina, bună seara, spunem și lui Petru, bună seara Petru. Da, nu trebuie să-ți ceară datele nimic, dar dacă tu nu ești înregistrată cu Gmail-ul tău sau cu e-mail-ul tău, nu? Atunci, adică îți cere să pui e-mail-ul tău, adică pentru că tu oricum și de ce prima dată nu mi l-a cerut și acum mi-l cere? Dar tu intră, auzi, tu ai descărcat YouTube-ul pe, la tine pe... Ok, intră direct de pe YouTube, de acolo, din YouTube intră. Pentru că dacă tu intri poate direct de pe... Uite, am pus link-ul la canalul meu de YouTube. Cine dorește să se înscrie la canalul meu de YouTube, este gratis, nu costă absolut nimic. Nu cred, te pup, Suri! Bună, Alina! Nu trebuie să-ți ceară absolut nimica. Decât dacă nu ai accountul tău de asta de poate și cu Mariana. Îți cere să adică să la accountul. Mariana da, închide ușa și intră. Întreabă Mariana de mică, unde naiba am intrat? Poate intra la aia din Africa. Auzi, poate da. O salută pe Mariana Dinică vreun american. Suri, am și dreacu, eu mă văd strâmbă. Adică, nu știu, parcă stânga e dreaptă și dreapta e stânga. Nu știu, așa mă văd eu, nu știu cum. Bună seara și lui Florentin, bună seara, bună seara. Știți unde sunt eu acum? Stați puțin că Aurica Panda, cine îmi traduce? Pentru că poate de acolo vedeți bine, eu văd invers. Bună seara, eu vă susțin. Ea susține Radio Info Diaspora. A, mulțumim, mulțumim, mulțumim. 50 de euro că am tradus. Da, da. Îți dau 1000, dăm restul. Și că ai de-o nu speak in English, dar înțeleg și o leagă. N-ai semnal, mă, dracu, n-ai semnal, nu știu la ce te sunt, bă. Bună seara, stați așa, cred că intră și... invers camera, Irina. Bună, Irina. Prima Irina ne-a arătat care picioarele jos. Foarte frumoase picioarele. Da. Oricum, Irina, ai frumoși blugi. Da, mulțumesc. Hai să vorbesc cu băiatul, că tocmai mă sună. Okay, hai să vă arăt și eu porumbii mei, ce frumos și am pe aici. Aha, tu aștept să scrii numai bine, Elena. Am înțeles, Alina, tu aștept să scrii, auzi, tu aștept să crească știlețe. Eu abia aștept să crească druga. Da, distribuiți, dacă aveți o glumă, un banc, ceva, uite, Alina ne spune o glumă, un banc. Hai, Alina. Dacă nu pot să zic că nu este ora 12. A, tu după ora 1 spui bancuri.
Exact, exclus pentru minori. Auzi, stai mă, unde te duci? Unde este cu, pune și tu bip, bip, bip. Poate te claxonează și pe tine unde cineva. Unde este cu p, p, dau să sună ăștia cu mașina pe aici, așa că sunt pe marginea drumului. Exact cum a zis Aura din Grecia. În loc să zică sus chișorul, zic sus chișoarele. Păi să vedem și noi. Bună seara, Florentin. Florentin, da. Stamate. Da. Da, cine dorește poate să intre aici. Bineînțeles, este linkul la canalul meu de YouTube, așa că... Bineînțeles, cine dorește să intre aici cu mine pe apel, trebuie să dea 50 de euro la Inforadio din diaspora, pentru că așa eu nu vorbesc cu nimeni. Ai mor aici. Scurpă, doi, vezi că nu sunt aranjată, dar data viitoare, aviatoare, o să mă aranjez eu așa o leacă. Deci să înțeleg, Alina, că tu mi-ai aranjat 50 la tine. Aranjat 100. 150 că topesc fardurile degeaba. E bine. Bun, Irina, spune-ne ceva despre tine. Ești întotdeauna, am înțeles. Ce pot să vă spun despre mine? Irina, doar e singură. Hai cu mine pe afară să plimbăm cățelușul. Păi uite că am și eu. Hai să mergem. Haide! Păi am și eu un câine. Hai tu! Băi, deci... acolo. Eu am cățelușe, înțelegeți? Câine nu am, că dacă aveam câine, duceam câinele la pișoare, dar am cățelușe. Da, deci, Mariana Dinică cred că s-a închis afară pentru că nu mai lasă să intre. Nu mă lasă să intru. Cine nu te lasă să intre? Cățelușul meu, Dixie, de ce nu lași mă cu Mariana să intre înăuntru? Da, deci Irina, tu ești în Torino, nu? Eu da. Cum vreau să-mi doresc? Hai să vă arăt pentru fanii noștri. De 5-6 ani? Eu de 16 ani. Ai greșit, Alina. Vreau să arăt și o bunăciune, dar ai început să vorbești tu. Eu, uite, aici pentru fanii noștri, e Radio Info Diaspora. Mamă, cu tăcuroare, să mor eu trecu. Nu mai arată de alea cu silicoane. Să vrea dracu, dacă dă asta o bășină din aia, am vine terămul. Eu cu tremur. Da. Vom vedea primul joc cu porumbilor pe aici. Ești la Torino, nu? Da. Din câte am înțeles. Cum e viața la Torino? Acum e foarte, foarte delicată. Cum e și la Roma, presupun. Da, 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 clar, clar, clar. De când la mine este liber, acum se poate ieși afară. Ia uitați-vă pe ăștia. Poate de ieșit și la noi afară, de ieri a lăsat să iasă lumea afară, în schimb sunt încă toate închise, nu doar alimentarele, poșta, băncile și tot așa. Nu e da, așa. Și aici la fel. La bancă, din câte am înțeles, trebuie să chemi, să te prenotezi, în modul ăsta poți să te duci la, nu la bancomat, deci nu să iei de la... Da, dar deci dacă vrei să faci o operațiune în bancă, trebuie să mergi. Deci aviz celor care aveți bani la bancă, da? Și vreți să scoateți, să suneți Radio Info Diaspora, sunați prima la bancă, da? Eu sunt pe Mihaela. Zic, Mihaela, ia uite-te cât dracu mai am prin banca aia, că de două luni de când nu mai lucrez, aia, cred că în loc să se bagă, au ieșit. Da, glumesc. Să vedem, ia uzi. Da, o scară silicone la spate. Ne spune și Iulian, salutare, Ilică. Numai bine. Bă, de ce râzi, Ilică, până ai văzut brazilieni cele alea care au fundurile, frate, zici că sunt Gypsy King? Da, da, deci dacă vă dă asta o bășină din aia pe silent, că s-o dea dracu dacă da. S-o cadă toată România. O zis că, bă, o zis că ce să faci, frate, cu măștile? La ce ajută o mască la virus dacă și, până și o beșină trece și prin chiloți și prin pantaloni? Nu, lasă direct. Da. Cum te găsești la Torino? Cum de-ai rămas la Torino? Scuze-mă, Irina, dar vreau să, adică să, dacă se poate. Prima oară când am ajuns în Italia am stat la Napoli. Nu mi-a plăcut un oraș. Ce schimbare de la Napoli la Torino? Cum de nu te duci la Roma? Am fost la Roma, am stat 3 luni de zile, chiar lângă țară, în centru. De la Roma am ajuns la Padova, 6 luni de zile.
Ia uite, intră sori. Salutăm, salutăm, salutăm și pe Constantin Imperialul. Ia stai un pic, ce vreau să zic, noi intrăm mai mulți aici pe apel? Dar se poate de intrat 10 persoane. Păi da, intrați, bă, nu mai stați acolo jos, că mi-e place sus. De jos, stau. Da, salutăm, salutăm, salutăm toate. Constantin, te pup, Constantin Imperial. Eu aveam aici o viteză pe șcucâi. I-au la valoare oltencile, da? Da, da. La valoare cu stâlpul în față. Da. Și cum ai ajuns la Torino până la urmă? Lucram la fix la babă la Padova, mi-a murit baba și printr-o agenție am ajuns aici la Torino. Și aici m-am oprit. De 14 ani la Torino m-am oprit. Aha. Cred că cu siguranță este mult mai bine decât am înțeles în nordul Italiei decât în sud, spre sud. Pentru că decât am înțeles cu cât mergem mai spre sud, să... nu, din ce să spun, eu sunt la Roma. Și cu cât mergem mai spre sud și salariile sunt mai mici și viața este mai săracă, așa zis. Dar nu uitați, fraților, să distribuiți, da? Și cine dorește poate să intre cu noi aici în streaming. Bună, Constantin, bună, te pup, ce faci? Eu am ieșit cu cățelul pe afară. Da. Eu... Dar de ce nu mă întrebi și pe mine de viața mea? Unde eu sunt? te-am întrebat dacă știi bancuri. Eu, crede-mă că știu foarte multe bancuri, dar mă apuc. Bună, Alina! Îmi cer scuze, Sorina, Alina, dar haide să întrebăm și pe Alina Angelo de viața ei. Ia spune și nouă despre viața ta. Ce vrei să afli? Spune în general. Că... Ia, uite. Să ne spună Sorina Elena Danci. Ce vrei să spună? Ia stai așa. Atenție că a închis ușa și Mariana Dinică. Zi, Sori, ce vrei să afli? Că eu spun adevărul. Mie nu mi-e rușin. Ce mi-e bușă, mi-e încăpușă. Păi nu știu, uite... De câți ani ești în Italia? Nu vă aud, mă! De 6 ani sunt în Italia, că nu vă aud. Mariana nu mă aude. Când ies să vorbească de mine, nu mă aud, Mariana. De 6 ani. Vă aud. Bună seara, bună seara! Bună, Mariana! Să vedem cine mai distribuie, da? Distribuiți și, bineînțeles, dacă doriți, puteți să intrați cu noi aici în streaming. Nu. Este un link aici pe jos. Eu acum sunt la semafor. Deci cine vrea să distribuie, eu vă arăt... Dați mai multe distribuiri, că eu vă arăt cam o picioară. Sunt destul să oameni buni. Vă arăt ce am, cu ce merg eu acum, dacă distribuiți. Dacă nu, vă arăt nimic. Plec, că mi-l rupi. Ce? Da, Adrian Baciu zice, nu pot să intru, nu-mi dă voie. Ascultă puțin, Adrian Baciu. Copie link-ul. Dacă tu urmărești exact ce scrie acolo, poți să intri. Deci copii link-ul. După aia apare acolo să scrii numele tău și apeși Didi. Da, apeși acolo și scrie și apeși intri. Acolo și apare. Dar nu bați un comentariu, nu vă primi. Dar Pepe este norocos că e cu 3 femei, Iisus. Ce faci tu? Faci față la 3 femei? Eu am microfonul, uite, nu vedeți? Să-ți dau eu ce microfonul ăla. Paulina, bună seara, bună seara. De unde ne ascultați? Eu vă ascult după câmpuri. Da, e bine. Ești în papuci, auzi, de așa electricianul știe cum ești și în papuci. Da, exact, sunt în papuci și am niște ciorapi până la genunchi. Ok, Iulian, n-ai mai spus care și ciorapi. Eu am ciorap până la genunchi și în pantalon scurt. Bine, Sara. Bibi, Mariana. Păi mă ustră picioarele tu, că asta, așa. Mă zai prea rău și mă ustră rău. Trebuie acum, nu mai am semnal de loc. Paulina, dacă vin acum cu autobuzul. Puneți o melodie faină pentru nepoatele mele. Păi chiar în momentul ăsta aș cânta, dar am voce și n-am microfon. Doar Pepe poate să cânte, care microfonul face.
Paulina, muzică în seara asta începând cu orele 20:30. 20:30. 20:30. Când, deci cum reușesc și eu, bineînțeles. Tot la jumătate. Să vină de soarele, să vină. Îmi cer scuze, m-a scos Facebook-ul afară, da? Eu dau $15 intrarea. Ia uzi. Dacă mă duc să iau niște zarză, ne pune dracu să intru. Auzi, Alina, trebuie să ieși să intre iară, că Constantin Imperialos, că dă și el $15 intrare. De câte dacă ori și... tu dai să moră, dacă nu, o să rup acum gardul ăsta. Fiși, vină mami pe aici. Deci dacă tu bagi aici cotul ăsta... Aolelu. Deci mă sună asta, este proprietară. A, cață! Vorbește frumos, vino, Alina. S-a prins la furat furii. Da, tu. Nu, e prietena mea. Ce faci, fa? N-am. Hai că eu ies, închide-mă, dă-mă jos, că nu știu. Ok, bun. Am făcut de mână o pulă, nu mă spun. O pulă. Aoleu. Da. Da. O ajuns pe câmpuri, Alina. Da. S-a dat la sapă. Mă sunase băiatul că vorbisem cu el astăzi doar puțin și tocmai mi-a zis că, da, știi cum e, Dumnezeu când este aproape de tine. Da, corect. Și în Pitești, pentru că acolo este firma și venind pe autostradă, în Pitești i-a sărit dintr-o altă mașină, dintr-o rulotă, ceva de genul, o placă, nu știu cum, care o avea sus pe mașină, cel din față, i-a sărit chiar în mașina lui și chiar vreau să spun că m-a șocat. Dar a zis, zice, norocul meu nu a căzut pe barbriz, nu, și eu n-am pățit nimic. Da, iauzi, mai sunt două locuri libere sus, intrați. Da, cine dorește poate să intre, bineînțeles. Sunt 9 locuri libere, deci așa 9, că puteți. Da, nu, mai sunt 8, pentru că până la 10 locuri sunt. Elena, Sorina Elena Danciu, îmi deșifrez și mie numele, pentru că eu nu înțeleg aia cu Haifa în fân, cu cineza. Ce nume este? Intrat, nu vă rușinați. A scris în românește, dar nu înțeleg numele. Numele la cine a scris? Păi nu știu, chineză nu știu. Deci clar, sunt prietenă cu chinezii, dar... Da, cu ochișorii, știi cum este? Era varianta aia, hai fă-n fân, nu în chineză, nu? Hai fum fum. Da, Socardea din ăsta, Irina... vrea, cred că, să intre și ea cu noi. Hai, cine mai intră cu noi aici sus? Atunci stai de vorbă cu fanciulele tale. Paulina. Deci Paulina a vrut muzică, dacă nu e muzică, stai de vorbă cu fanciulele tale. Da, mulțumesc, Paulina. În seara asta, muzică, da? Acum stăm așa, la o vorbă. La două vorbe, cum se zice, știi? Așa, ori a apărut și Irinuca noastră aici. M-au scos dușmanii afară. Aoleu, dușmanii, firar mama lor de dușmani, da? Da, dacă ne spune și în chineză cum se... Ni-ha-ha. Ni-ha-ha, salut! Adică bună ziua, ceva de genul, din câte știu eu. Când eram micuț, luam câte o mătură în picioare și făceam adică că m-aș fost căluță. Da. Irina, tu știi vreun banc frumos, ceva? Tu, eu știu prea multe, dar rusește. Cum naiba să le traduc? Da, exact cum am spus eu. Auzi, și eu încerc, știu câte un banc super, super în italiană și încerc să le adaptez la gramatica română. Știi? Și iese ca dracu, nu iese bine. Da, nu, nu am absolut niciun înțeles. Eu am încercat de câteva ori să fac traducerea. Deci nu în român, am încercat în moldovenește, mai stâlcit. Nici așa. Nu iese, nu are niciun. Auzi, Irina, și cum ieșe? Ui, blea, s-a dus acolo. Irina, nu e așa? Poftim?
Asta care este aici cu noi. Este Irina Dobrovski, ceva de genul, da, nu? Da, 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 da. Ok. Ea este ucraineancă, nu? Adică te-am înțeles, nu, Irina? Nu te auzim. Băi, se pare că numai eu am semnalul bun. Ai soțul bravo, știi cum era aia? Sunt rusoaică. Poftim? A, ești rusoaică. Și limba română cum ai ajuns? Pentru că vorbești foarte bine, văd că cum ai ajuns să vorbești românește? La Padova, când lucram la babă, am lucrat în locul la o româncă și învățase românca pe italiancă după 7 ani de zile să vorbească românește. Eu italiană nu știam românește nici o babă. Italiancă română. Vorbesc la modul cel mai serios. Deci cum vorbea italianca la 7-7 de ani românești, credeți-mă că nu am auzit pe nimeni să vorbească așa de bine. Și-a wow. rugat-o pe... Interesantă poveste, nu? A fost profesoară de română, doamna, care am înlocuit-o. S-a îmbolnăvit de cancer și stând acasă, eu lucrând în locul ei, stătea vis-a-vis de mine. Și îmi dădeam fiecare zi 4 ore de limba română, îmi preda lecțiile. Uh-huh. Și într-un an de zi am învățat să vorbesc oltenește, nu românește. Ioi, bă, da? Fusei la ei și nu-i găsire. Fusei, făcui, mâncași. Păi dacă profesoara fură, auzi? Auzi că dacă profesoara de limba română fură de acolo. Dar eu mi-am dorit să învăț românește pentru că mi-a plăcut. Mă duceam la bunica mea la țară și... Bună seara, bună seara, spunem și lui Maria Cocuț. Maria Cocuț, dacă dorești, poți să urci și tu aici pe live, da, bineînțeles. Mariana Cocuț, hai aici sus cu noi. Hai sus! Hai sus! Hai la etaj! Sorina Elena Danciu, am un curaj să pun un pariu cu tine. Dacă intră Maria Cocuță aici, reușește și Adrian Baciu să urce și el sus, cu siguranță. Hai, Mariana Cocuță. Alea, etaj. Da, nu uitați că este un link aici jos în descriere, unde dacă îl copiați și după aia deschideți browserul, deschideți Google Chrome-ul, puteți să-l copiați sus, în modul ăsta aveți reuși să intrați cu noi aici în streaming, da? Da. Și dacă intră Mariana Cocuț și intră și Maria și Adrian Baciu. Bună. Bună, Mariana Cocuț. Dacă intră amândoi, toate melodiile din seara asta de pe live sunt ale mele. Da, dar după cum a scris, a zis, Baciu stă acasă la el. Da. Așor că a spus, dar tare îmi place jos. Păi dacă vine, dacă intri pe streaming, te lăsăm jos. Te las jos. Cu mine. O zis că aș urca și eu sus, dar tare îmi place jos, așa că dacă urci aici, te las jos. Da. Bă, ce vă place să mă provocați, of, of, of. O zic că femeia l-o spărie și pe dracu. Păi da, da. Scuze-mă, dacă nu-ți plăcea nici ție, nu stăteai de vorbă cu noi, a? Să rămână. Îți place și ție șaurma cu de toate? Da. Mai dau și eu cu lavabil. Până când o găsi bărbatul cu asta ilantă de a treia femeie, e mai greu. Așa funcționează? Nu a găsit-o nimeni, nu cred că o găsește. Că bărbatul nu găsește a treia cu asta femeie, n-are nicio șansă. Așa că... Atenție că a venit șefa. Mariana!
Mă, eu nu mai pot intra, nu știu cine unde voi să intru acolo. Am făcut timpul ăla, nu merge, aici pot să intru, dar nu văd cum e stat, nu a intrat și domnul Imperial aici, multă sănătate, tot respectul. Salutăm, salutăm, să rămâinile, doamnele, să rămâinile. Dumneavoastră sunteți în Italia, în Italia, sunteți în America, adică te-am înțeles. Da. Deci, mă, doamnelor, la masă, dar am zis ca să vă țin compania, înțelesărăt. Să trăiești mai bine. 100%. Ca să știți că voltea 100%. Tu l-ai, doamne. Alo! Auzit? Știți cum era varianta? Garcea și Olteni, acum Garcea și americani. Exact, exact. Numai bine, să aveți pofte. Mă opresc puțin de altfel la o țivre. Nu-i frumos să mâncăm și... Îi dăm bătăi. Înțelesări. Cum este în America cu această pandemie, cu acest virus, cu această prostie? Frumos! Cântă cucu pe acolo! Frumos! N-are nicio treabă. Deci pe noi nu ne-a închis. Deci a fost o chestie așa mai mult voluntară. Aha. Și, deci care a vrut a stat acasă, care nu... plajele le-au redeschis acum luni, că de fapt eu sunt la 100 de metri de plajă. Wow, super! La noi aici e 12, e 12 și 14 după amiază. Mm-hmm. S-a prânz. Ato. Da. Și suntem cu 6 ore comparat cu Italia. Nu. Aha, aha. Dar aici este ora, la în Italia este ora 14, este ora 18 și 15 minute în acest moment. Aici, da, în Spania, la fel. A, dacă Spania cu Italia, da, da, da. Da, păi Franța, Pepe. Italia, Spania, Germania, sunt cu aceea. Vreau să te întreb ceva, Pepe. Da, spune-mi, te rog. Maria, link-ul care mi l-ai trimis mie, unde avem pagina noi, poți să intru acolo, să intru direct de acolo, la mesaj? Da, dar tu la care mesaj zici? La ora care mi l-ai trimis ieri, pentru că eu n-am fost prezentă, că veniți răsoacă mea la mine și n-am avut timp să stau pe telefon. Da, dar în fiecare zi este un alt link, Mariana. Dar tu dacă... Da, tu ești de așa aici, la ce să mai trebuie link-ul? Eu nu mai văd aici, nu văd niciun scris, mă, ce se întâmplă aici, că nu știu ce n-ai bani combinat aici. Ok, deci tu ce trebuie să faci? Dacă ești de pe live, intri tot la live-ul ăsta și jos în descriere este link-ul, dar nu te-l mai pun acum încă o dată. În modul ăsta poți să reintri, dar deci noi te auzim, este ok. Dar tu dacă ești, poți să intri din nou. Deci ești de pe live și intri din nou în streaming. Ah. Da, da. Ah, mă, bine, hai că ies după aia intru ea din nou. Ies pe balcon, după aia intru înapoi. Ok. Dar unde a fugit Olteanca, Alina? Ea era undeva în grădină cu cățărușa. Păi a zis că dacă intru, rupe gardul, sau ce zicea că... Nu, dar ea a presimțit că tu vrei să intre și a început să rupă gardul de acolo. Ce să-i faci? Care-i treaba pe acolo? Totul bine? Da, totul bine. Deci aici v-am zis, nu, cu coronela nu prea ne luat. Pe noi... De asta e o mangleală mondială cu corona. Bine, este o chestie ca în modul ăsta pot să schimbe multe legi, multe chestii care sunt în vigoare, știi? Normal. Mai ales ceva din drepturile umane. Da, exact. În plus să vă gândiți că orice criză, orice pandemie, orice chestie la nivel mondial, cu siguranță va îmbogăți tot pe mai bogați, nu pe săraci. Oh, normal. S-au făcut furturi acum majore din bugetul statului, în toate țările. Bună, Gina! Da, corect, cum să nu, bineînțeles. Buongiorno. Bună, Gina, bună, Ginuca. Da. Ce fac? Se fac și dedicații. Aș vrea pentru sora mea, fac străinătate la poarta mea. Ce faci străinătate? Da, diseară. Vedem ce putem face. Nu pentru sora. Poftim? Pentru soacra mea, nu sora. Are și soacră. Da.
Vai, Doamne! Da, dar nu putem... Puteți și în chinezește dedicații sau doar în limba română? Am încercat să dau două dedicații la început, cum era. Hai, fă-n fân, eu ți-o împing, eu biști be, eu cap to hap. Exact, exact. Mai facem și noi, Caterin, că ne mai descrețim și noi puțin frunțele, pentru că... Pepe, ca păi... Vezi tu? Poftim? Zic, poate super fata, că... Fata cu numele chinezesc, zic. A, nu, nu, Doamne ferește. Îi trăiască soacră atunci. Salutăm, salutăm. Da, bună, bună din Italia, bună, cum să nu. Vă invităm... DJ, invită-mă să poți intru. Da, păi, invitația este link-ul ăsta, popo, ăsta cum îl cheamă, Adrian Baciu. Da, deci tu ce, este simplu, dai un click pe link-ul respectiv. Da, și zice, l-a citit cum ai vrut tu, știi că cum era șef la cuțite, categoric da. Zice, și cum ai făcut, ai tras în tigaie, categoric da. Să sperăm că nu. E, da, să sperăm că nu. Era ăla, Dynamo-ul, sau cum îl cheamă ăla, care a mers la șef la cuțite. Bă, dacă n-am, m-am uitat la clipul ăla de 3-4 ori, zău, dacă nu. Deci, bă, și tu cum ai făcut? Deci, practic, da. Deci, teoretic, nu, dar practic, da. Păi, dar băiatul ăla a murit, Ramon, Pepe. A, serios? Da, a murit, anul ăsta a murit. De cancer sau leucemie, ceva de genul, în fine. Să știi că mi s-a părut, deci chiar mi-a plăcut ce a făcut, dar în schimb mi-a plăcut că avea umor în el. Deci era un băiat cu, da, cu talent, cu, deci nu era un oarecare. Ramon, și nu mai știu cum îl chema, dar știu că am văzut că au pus ăștia toți șefii care au fost, pentru că na, era foarte iubit de ei. Țineau foarte mult la ei. Și au spus că au murit. Aia. A fost pe... Și tânăr, avea domnul... familie. Na. Domnul Pepe, din România, de unde sunteți? Sunt din partea lanț, sunt cum mai din Suceava. Oh, din Suceava. Păi și vă place muzica oltănească? Eu ascult orice tip de muzică. Deci nu sunt da. Adică ascult numai dintr-o zonă. Nu, ascult când eram de vreo 16 ani, am mers mult la Craiova, cu maică-mea mergea cu Făsui, cu de-alea, mergea pe piață acolo, în piața aia centrală. Am mers, cred că am văzut acolo, cred că peste 200 de filme în Craiova. În Dolj acolo. Așa. Și mă plimbam mereu pe acolo, pentru că maică-mea se ocupa cu spicula, adică cumpăra de pe la noi, cumpăra de acolo crumpei, cumpăra de alea, știi? Bună seara. Da, mă aduc aminte, garniță, crumpei, făsuri. Așa. Și stăteam pe piață. Sunt născut în Mehedinț, dar am stat în Orșova de la 4 ani. Auzi, în Mehedinț, eu am chiar aici, pentru că am stat pe un camp de nomad, adică de țigani, am stat 3 ani jumătate când am venit eu în 2004 în Italia și am stat cu o grămadă din Bocșa, din Mehedinț, din Călăraș, numai băieți de nota 1. Nu dormeau noaptele pe acasă, știi? Înțelegi? Hai să vă spun cum e la mine, ca să vedeți cum sunt eu. Ia, așa. Atenție, ne vorbește Sorina Elena Danci, am zis bine, nu? Așa. Da. Ascultați. Deci bunicul meu, din partea lui tata, a fost ardelean. De ce nu mai este? În Găiești. Sunt născut în Găiești. Ascultă, lasă-mă, că nu te aud. Deci m-am născut în Găiești, am crescut în Argeș. Dar Găiești unde-i? În Dâmbovița. La Găini. Nu mă întrerupe. Da, măi, dar auzi, Sorina Elena Danciu, dar când spui Găiești, spui o comună, un oraș, deci un sat, spune și județul ca să ne dăm seama de regiune. Dacă și eu spun, bunicii, auzi exact acum ca spun eu, bunicii mei erau din Vlădeni. Ascultă, bun, deci m-am născut în orașul Găiești, județul Dâmbovița. E bine să rămână. Așa, mai bun de la tare.
Am crescut. Mai venim de acasă. Voi în județul Argeș. A rămas cu gura căscată, Sorina. Și m-am măritat în Romului, județul Bistrița Năsăud. Da, am auzit de Romului, da, am auzit. De la Sorina Lina Danciu. Pălincă, pălincă bun acolo. E. Ale, stai într-un loc, mami, stai într-un loc. Fusei și pe acolo. L-am invitat pe DJ Pepe, i-am promis că îl invit la un păstrăv în Romului, la păstrăvărie. Nu știu dacă ați auzit sau dacă ați văzut pe Facebook sau puteți să intrați și pe pagina mea că... sau dacă nu, căutați direct pe Nina Rus, șef Nina Rus. Și vedeți acolo păstrăvăria din Romului. Este ceva special, a? Poftim? Este ceva special, de ce adică spui? Ea a fost la șef la cuțite și a ajuns până în semifinale. Deci a fost semifinale. Mamă, nu mai stai să mi-a vărătă pe lumea. Super. Spune. Și și-a făcut păstrăvăria acolo în sat, cu toate că Romulim este un sat foarte mare. Și și-a făcut o păstrăvărie acolo, deci vreau să spun că e raiul pe pământ. Deci, wow. Super frumos. Da, au bazine, au toate alea acolo, nu? Da, chiar sunt poze și video și pe pagina mea și pe pagina ei. Deci dacă căutați Nina Rus sau păstrăvăria Rin, o găsiți acolo și are tot felul de postări de acolo de la... Da, eu sunt cu mașinile, cu drifterile, cu toate chestiile astea. Mergeam când eram și eu. Internetul ăsta nu ne lasă, frate. Îmi plăcea să mă dau de alatul. Aveam două ursulețe și un E36. Și le modificam toată ziua, stăteam numai pe mașină. După aia am început să pun câte 7, 8, 10 boxe pe ușă să mă iau la concurs. Am făcut concursul pe aici, pe la Roma, cu mașini, cu contra la italien, la ăștia. Și când se organizau pe Rarău, se organizau concursuri de drifturi, până nu era an să nu fiu și eu prezent. Și mă opream mereu la câte o păstrăvărie pe acolo, pe Rarău, și de asta... Ce bei acolo? Suc de portocale. Deci am ghicit-o. Miroase până aici, Sorina. Da. Mariana, ieri am zis la DJ că o să-mi depun candidatura pentru președinte la Radio Info Diaspora. O să spună toți. Ai un like. Absolut. Da, auzi, dar trebuie să treci prin camera deputaților pe la Alina. Deputaților trec 100%. Bă, ce sigur ești. Sorina, dar eu n-am înțeles ce vreau să-mi spui, că nu te-am înțeles. Aoleu, cu internetul, Mariana. Am zis că am vorbit ieri cu DJ Pepe. M-ai auzit? A? Da. Că o să-mi depun candidatura de președinte la Radio Info Diaspora. Bună seara, spunem și lui Florin Andrei Topârceanu. Dacă vrei, poți să intri și tu aici în streaming, Florine. Topârceanu, DJ. Uite ce surpriză avem pentru tine. Hai de tine, Andra, vezi? Hai, pentru că vorbi cu prietena mea. Hei! Bună. Să rămână. Pepe, da. Nu o să trec la camera deputaților. Uite, te gândești pe Alina pe-n cameră. Alina este exact ca în parlament. Parlamentari când și-au aud numele, hop și ei. Știi, Alina, când s-au aud numele, nu, eu să mor dacă vă minte, nici n-am auzut numele meu, pur și simplu aveam aplicația respectivă și dă-i drumul. Zice, bă, mai este pe lăși, dar nu mai este, eu intru. Ascultă, da. Am zis că sunt domnul Pepe, spuneți, vă rog. Spuneți. Și a zis că domnul Pepe, să știți că domnișoara Alina este cam recalcitrantă. Aoleu, vecine. Aoleu. Dracu, vecine, îmi face o reclamă din asta. Eu mai fac live-uri pe creștinele imperiale și eram într-o zi cu armele și s-a luat de mine. A vrut să-ți ia pistolul, să-ți dea plantele jos. Dracu. Nu, mai, dar știi cum este imperialul, ca să nu e vecinul meu? E vecinul meu, ca să știi. Mănă, de-a lui, de ce m-a...
toți îi ziceau șeful, și am zis, dar cât pula mea de angajat are, mă, că două, trei, vorbește, șeful. Vorbește frumos, Alina. Pune bip și tu. Bip. Nu, eu ies, că nu mai am semnal aici. Trebuie să pui bipul. Fără carne e astăzi. Azi e zi de post, fără carne. Să știi că nu fai carne, am făcut niște salată. Mariana Dinică. Eu sunt post. Mai e un pești și după aia nu o să mai sunt post, o să nu mănânc numai carne în fiecare seară. Bip. Carne și ouă, carne și ouă. No, da. Da. Ai văzut mai înainte a scris de, Mariana din acolo că de ce Sorinele la Danciu, vrei să te pui? Toamen. Da, unde? Da. Toamen la salariu. Gata, provoacă. Cine te provoacă, Adrian Baciu? Hai să noi tot încercăm. Încercați, încercarea moarte nu are. Da, m-am întâlnit cu prietena mea de anul trecut, nu mai am văzut-o și este cu doamne, mă crezi că chiar este proprietatea. Ba, Pimperina nu este între două, ai văzut Pepe, pune invers. Păi stai așa că nu știu cum să-l îmbărți. Pimperico. Ai văzut? Să-mi iau acum, îmi iau o mână de pastire de alea albastre. Apropo cu pastilele, o zis că na, un domn nu mai putea, știi? Și de acum iau o pastilă de albastră și o faci în patru. Și îl întreabă femeia, dar ce faci, măi? De ce o faci în patru? Ia-o și tu întreagă, nu dragă că vrea doar să te țuc. De cine de unde te duci? Da. Eu când iau câte 10 de alea odată. A, de ce? Să ai pe tot anul. Păi da, să fie pe tot anul. Da, bravo. Da, nu uita să distribuiți, dragi prieteni, să fim mai mulți aici, da? Deci puteți să distribuiți, puteți să intrați. Uite, imperialul lui, Iuli râde pentru că el își ia câte o sacoșă. Constantine. Exact. Da, să vedem cine mai intră aici cu noi. Oltencele sus. Eu știu să cântă, doar sunt oltean cu ce drag. Au emoții, ne e frică să intre. Băi, dacă intrai era, trebuie să caut melodia aia și să o editez ca să nu mă blochez ăștia, pentru că până ce reușesc să-mi iau, pentru că îmi trebuie o autorizație. Pentru ca să pot transmite orice tip de muzică, știi? Pentru că sunt drepturile de autor, știi? Și până reușesc să transmit toată, până să reușesc să-mi iau aia, ce fac? Mai iau câte o melodie și o editez, mai schimb anumite chestii, tobe, un alta, o mai lungesc puțin, o fac un picuț să meargă mai lent sau îi merg... Am eu două vocale, dar n-am fire la ea, la ele. Dar să văd, cred că o să caut melodia aia, m-a făcut Maica Oltean. Nu bagă cu sandale. Ți-am trimis astăzi un WhatsApp, Pepe, o melodie care mi-a trimis o băiatul meu. O să mă fac cum mai că eu Oltean să mă măric cu moldovean. Și că ți-am trimis pe ce ai trimis tu? Nu ție, nu... O să mi-am dat un WhatsApp. WhatsApp, ți-am trimis un WhatsApp cu o melodie care mi-a trimis o băiatul meu de dimineață și... Te-am scris acolo dacă poți să o ascult și nu știu exact dacă poți să o pui pe live viseară. Da, ia o Zalina, că Florina Andrei are intrat, dar se intimidează de tine. No, domnule dragul, pe ăsta așa, zici că sunt ca dat profil, eu cu mulți de la așa. N-am chef de cat. Păi nu, Florin. Da, auzi, Florina Andrei, tot puțin, de poți intri, că n-are chef de Caterin, că nu se ia de tine. Bang, 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 mă stai pe tang. Tancu a fugit și Andrei, ce-ai făcut, măi, Adriane? Sau cum stai, Andrei, parcă nu știu. A rămas la sapă. Uite, m-a râs curând. De-abia aștept să culeg curând. Da, în fiecare seară, începând cu orele 17 ora Italiei, fac așa o cateringă. Mai râdem, mai glumim, ne mai descrițim frunțele, mai... Mai intră Alina, mai iese, mai fuge cățelul pe câmpuri, mai...
găsește un câine. Nu, no, mă, dacă este asta, că eu venit de la muncă, te arătai puțin pe privație. Și mă simt așa un pic, că am adormit, dorm din picioare ca vacă. Linda! Dar la comentariile le văd. Cea mai tare fază este, o zis, că să bați un cățel de usturoi și el să se dea la tine să te muște. Ba, apropo, tu ce mănânci de usturoi cu mamă ligută și cu niște carne? Oleu! O zis că mănânci până ce te lingi bine, bei apă. Asta, dracu, că ești vitele m-a putrat numai de verdură. Ești gravidă. Costică, păi aici așa noi mâncăm în Italia numai buruieni din ăștia. Noi ce gădeam la porții România mâncăm noi acum. Bă, cui îi place carne de iepure? Mie. Și eu. Bine, auzi, dacă vă spun că când eram în țară, de mic copil taic-miu creștea iepuri. Și aveam câte 120-150 de iepuri. Ce făcea maică-mea? Îi făcea la cuptor. Cu ciuperci, cu orez, cu toate alea, îi cosea și îi făcea la cuptor. Mamă, de câte ori mi-aduc aminte, bă, dar ce bune erau, de fiecare dată îmi lasă gura apă. Pentru că mi-aduc aminte, uite și acum, mi-aduc aminte cum făcea maică-mea, ei, cum se cheamă? Linda. Linda. Eu de șpalmeu. Mâine mă duc. Acum vă arătăți toți cățelușele. Frumos, frumos. Aia, mâine mă duc stunaia asta și mâine are... Am și eu, am un pitbull, ăla are 42 de kilograme aproape. Aolo, păi 45 am eu cu cotesc cu tot. Auzi? Dar dacă, o zis că dacă ham, mai scaz. Una de aia cred am și eu de eneagramă. Ham, s-ar putea să mă îngrazi. Am e Datsun. Dimineața beau cafeaua cu ea. Vă salut pe toți, faraonul Germania, special pentru Imperialul. Ai, special pe Costică, vedeți, faraonul, salutăm fratele. Hai să vă zic o chestie, am intrat pe live-ul lui și da, într-un adevăr, am început să dau ce cauză. Tu ca de obicei, Alina, un intri, dai dume. Spune drept. Exact. Eu un intru să las cu prăpăd și el îmi spunea că e fanul meu, eu îmi zic, dom'le dracu, până unde mă e fanul meu? Vecina sus, știa și data mea de naștere și am zis, e clar, ăsta e de-al meu. Și de atunci m-am potolit. Adică când el a început... Ai potolit-o pe Alina. Nu, dar deci nu mă cunoștea fizic, că îmi vedea numele când intru și fac live-uri pe Cristina din Imperial. Nu, nu l-am văzut. Păi nu, era Imperial, pe acolo. Și eu eram fanul numărul 1, deci eu tot timpul intram, salut, că română și cam atâta. Și iată mi-a intrat pe live-ul Cristina la Imperial, bă, ce ți-a răzbă armele? Te-a luat de mine. Și-a zis, frâneana, Angelul, eu sunt fanul matare numărul 1, știi, din viața mea. Mi-a dat cu pietre mine. N-aveam pietre, da, aveam. Vezi că sunt eu Imperialul. Sau cu bolovan ce ai avut în mână. Că este unul cu Tom Kent, o zic, că de sus la țigani. Cine pui mie ești, Tom Kent? Ce? Mă, dă să văd și eu comentariile. De ce? Uite-te pe Facebook că îl vezi, Tom Kent. Dar știți că mi-au făcut ăștia am făcut un video tot așa cu armele și mi l-au făcut ăștia viral, l-au băgat pe Sky News, m-au făcut mafiot, m-au făcut țigan, m-au făcut... Păi da, ți-am zis să nu mai faci chestia asta. Dar de ce? Ce are? Mai bine, înțeles că, în primul rând, tu ai permis la arma, așa că nu are nimeni ce să-ți facă. Nu am permis. În primul rând, ce ai actele la ele. Nu am permis de arme, v-am zis. Dar deci aici, unde, în statul unde sunt eu, în Florida, sunt aproape de Miami, în Florida nu îți trebuie permis de armă. Ah, dacă nu îți trebuie permis, da, clar, cum să nu? Dacă atunci... deci ai nevoie de permis... Ai nevoie de permis în momentul când o ții ascunsă sub haină sau sub tricou. Adică când o poți la portator, cum ar veni. Exact. Dar dacă eu vreau să o țin aici în mașină, că de obicei am un pistol două în mașină. Nu l-arăt aici. Duc că... tras cu ele. Păi nu l-arăt. Am înțeles. Dar nu, oricum nu am niciunul cu mine în mașină. Dar dacă eu vreau să trag, dacă vreau să trag în live, ceea ce fac eu este absolut legal. M-au scos ăștia că... mi-au dat 2 ani cu suspendare, că am făcut pușcărie, că îți prăș la cap. Înțelegeți? Dar nu, știi cum zic, invidia deci, mare. Deci ce fac eu un live acolo, este absolut legal.
Și cum să spun, hai să vorbim în realitatea în momentul ăsta. Mulți sunt foarte invidioși. De ce? Pentru că tu îți permiți dintr-un pistol, ai mai multe pistole, ei nu își permit niciun cartuș de live, dar aminte să aibă un pistol. Și atunci, în momentul ăla, ei te atacă și toate astea. Ei nu au o chiftea în stomac și deja să dau bombardier pe tastatură și în realitatea sunt porumbii ăștia după tot. Eu acum, dacă fac live, fac live-uri cum stăm aici, mai stăm de vorbă, mai facem o glumă, deci nu mă fac da, facem caterincă, deci ne simțim bine împreună, nu trebuie să ne, sau... dacă unul știe o glumă, un banc, deci e chestia să ne mai descrețim puțin frunțele, deci nu... Exact. Deci... Hai că știu eu un banc, hai să zic așa, dacă era Bulă odată, era odată. Că da, fără Olteni. Banc fără Olteni. Am zis de Bulă. Ce Olteni? Eu sunt Olteni, nu-mi permit. Păi Bulă era Olteni. Eu îmi protejez prazul, că dacă nu mi-l fac, mi-l face pe PPP, este Bulotul, m-a lutat. Hai zi-mă aici, Pepe, ascultă, fii antenă parabolică la mine. Dixi, stai și tu, că nu mai te mești. Să-mi fără semnalul. Stat. Deci era Bulă la școală și l-a luat durerea de stomac, dar el nu folosea creionul, folosea mine de creion. Și s-a dus la toaletă că i-a venit, l-a avea dureri de stomac și când și-a dat pantalonii jos, i-au căzut minele de creion în toaletă. El pă, ce s-a căcat dacă i-au căzut minele în WC-ul? Cum? N-am înțeles. N-am înțeles ce ai zis. Păi fiți atenți. Era Bulă, era la școală. Am înțeles, dar acolo. Ultimul n-am înțeles, asta am înțeles-o. Până la mine din WC-ul. Deci nu exista creion, exista decât mine de la creion. Și în momentul ăla când și-a dat pantalonii jos să ducă la toaletă, i-au scăpat minele de creion în toaletă. El nu a observat și pe ce s-a căcat el. Pe WC-ul. Păi dacă era la WC-ul, cum pe WC-ul? Pe bideu. Păi da. Pe dacă mine. Era... Cum pe tine. Domnișoară, va turna. Asta e. Hai, domnișoară. Hai, ce n-aș vrea deci să mai fiu, domnișoară. Vă puneți cu Oltenii. Cică-s pe mine. Da. Pe tine. Da, mă rog. V-a prins, v-a turnat, domnișoară, doamne, îmi pare. Mai era varianta aia. Dacă live după ora 12. Deci, să știi, eu cu evenimentele, în ce ține nunți și botez, chiar uite, am foarte mulți prieteni olteni aici, dar oameni de nota 20 și ardeleni. Bă, eu aud chiar foarte mulți că nu se împacă cu ei, dar vă rog să mă credeți, pentru mine oamenii extraordinari, m-am împăcat foarte bine pentru ei. Să vă spun de ce, am întâlnit, sau cel puțin ei care am întâlnit eu. Deci eu am întâlnit oameni serioși, oameni care, să zicem, uite, mergeam la câte, mai degrabă am avut, nu, hai să zic o chestie, cu Maramureșul, dar un pic mai divers, dar oltenii chiar și ardelenii, chiar și moldoveni, dar aș putea spune, deci, bă, oameni colaborativi, pentru că eu ca fotograf trebuie să colaborez foarte mult cu lumea. Deci, mai ales când mergi la un sesi foto, trebuie să-i faci să zâmbească, poate au o zi mai proastă, mai dificilă și trebuie să le aduci zâmbetul, poate nu le-a venit un invitat, nu le-a ajuns ăla, soacra nu le ajunge la nuntă și tot așa. Și trebuie să fii mereu în discuție, râd, pentru că măcar Mirne sau Mireasa în general au organizat singur evenimentul, nu? Deci nunta sau... Și măcar n-au dormit o săptămână înainte, stresați toate astea. Și sunt stresați, trebuie să știi să ieși ușor, ușor, pentru că degeaba tu mergi și faci un sesi foto. Domnul Pepe, am și o întrebare, vă rog. Spuneți, vă rog. Sunteți căsătorit? Cu Alina. Păi de azi zic că, deci vorbiți peste femeie, dacă ați fi căsătorit, ați fi domesticit. Lăsați femeile să vorbească, știți cum? Lăsați femeile să facă ce vor. Vedeți cum se bucură, vedeți ce zâmbet au dat în cameră. Auzi, le-a ajuns, auzi, Costantin, le-a ajuns un zâmbet până aici la ureche. Păi vrei să vă spun eu de ce? Eu sunt raza lui de soare. Nu, eu pentru Pepe sunt raza lui de soare. Când adică apar, eu deja eu sunt una. Îl eclipsează total pe Pepe. Deci nu mai. S-a terminat când apare. Oi că tu ești soarele meu, eu sunt luna ta.
Păi da, dar luna cu soarele cum să vă... Haideți să vă spun ceva. Te întâlnesc. Eu cunosc meu acum 11 ani de zile. Atenție, s-a îndrăgostit acum 11 ani Elena, așa și? Da. Eu nu suport, deci nu că nu suportam, nu știu, nu puteam să văd Ardelenii. Adică, nu știu, când îi vedeam așa moi și felul cum vorbesc, cu accentul ăla și... Nu le spune pe nume. Da, nu, păi, nu m-a păi tratat. Deci la femei le place mai încet, cum adică? Nu. Dar nu le place automat. Vreau mai tare. Ascultă, deci nu aveam eu ceva, știi? Băi, frate, după ce am cunoscut oameni și am văzut ce fel de oameni sunt și câtă bunătate există în ei și cât de cuminți și de liniștiți, deci vreau să vă spun că eu, nu știu, eu, de exemplu, când mă duc acasă în România, eu la mama sau de cât trei... Constantin Imperial, dacă îți dai camera un picuț mai în jos, pentru că se vede tot tavanul și te vezi foarte puțin tu. Eu îl văd bine. Așa, mai mult. E, văd așa, mi-e bine. Și mai mult ar trebui. Și mai mult. Vă jur că eu acolo mă liniștez, mă relaxez. Deci o secundă. Deci aia chiar pentru... Deci perioada cât stau acolo în Ardeal, între oamenii ăia și când vezi atâta liniște și atât respect și cât de frumos vorbesc și la ei nu se vorbește urât și atâtea... Ca la noi în Oltenia Turii, hai să zic o chestie. Eu nu mă înțeleg cu nimeni, nici cu olteanul, nici cu moldoveanul, nici cu ardeleanul, nici cu... Ardel pe dușmanul. Eu dacă suflu o chestie, dacă nu e ca mine, deci, chiar dacă am greșesc, o întrebare. Cu mine de ce te înțelegi? Deci la femeie... Tu ești femeie. Mă referam la bărbat. Zile, Costane, zile! Deci am și o întrebare. Deci la femeie îi place așa, bărbatul încet, cu minte, ascultător și altceva? Păi exact cum e Viorela la Vulpița. Iertător, mă, iertător. Știi că e chestia, dacă mai calcă, dacă auzi, dacă mai calcă pe Bex, nu se arde instalația. Ascultă, îți spun eu. Că ia atenție. S-ar putea să ardă toată instalația din toată Italia. Doamnă, haideți. Cu bani și de vremea ca... Haideți un fenomen. Bani multe puține. Ce mai la de la Vale? Eu la al meu vreau zile... Uf. Ce faci, mă? Și plus de asta am și nevastă tăuroaică, a ziua ei de naștere, am și nevastă tăuroaică și deci sunt foarte domesticit. Eu vorbesc silabizat. Deci eu îmi cer voie, trimit un e-mail și dacă mi se aprobă e-mailul, atunci am voie să vorbesc, înțelegeți? Bravo! Nu, asta vrea să zic că Constantin, să înveți la el, pentru că sunt și o zodia taur, undeva s-a pus pătești și la mea... Auzi! Dacă vrei să vorbești cu mine, Constantin, s-a unit Oltenii, Pepe! Înțelege, eu zic. Știi cum era aia, de duide dracu, dar găsi pe tațu. Alina, să nu-ți pierzi locul de muncă ca administrator la pagină. Eu nu știu doar nu știu. Eu n-am nicio treabă, dar dacă văd că sunt niște persoane care întreg măsura, eu îi scriu repede lucruri înainte de a face o din asta și îi spun așa, să-i facă scrim și îi arăt. El nu vede toate comentariile, că sunt multe persoane în care tu treci peste mesajul meu, tu nu vrei să citești mesajul meu, tu nu știu ce anume, nu se vede pentru că în primul rând ecranul este mic. Nu, să văd toate comentariile și la mine, păi a sări peste mine, era dacă mai sărat și încă de 5-6 ore rămânea deja gravidă, nu mai pui de asta. O să încerc să mai ce mă împiedic de tine, nu mai este sar. Rămânea, dragă, gravidă, de 100 de ori. Eu, Palina, am simțit-o pe pielea mea că imediat s-a dat la live-ul meu cu Andre, imediat. Cum a intrat acolo, cum a ședat cu pielea. Îți plac pistoalele. Da. Da. Îi place shotgun-ul. Îmi place pistolul, dar nu am un cartuș. Am eu, dar n-am cartuș la el. Da, dar, deci am tras numai cu cartuș eu oarbe pe live. Să nu mai am de ele adevărate. Oarbe. Da, și ne spune Iuliu Iuliană, zice, nu vă luați, ia lăsați instalația că vă iau curentul.
Da, haideți să vă spun eu un banc acum, da? Sper să fac și eu călă, sper să-mi iese. Să zic da. Că da, să sperăm că nu. Da. Exact. Au zis că îi rămâne la un oltean, îi rămâne femeie gravidă. Da, că începe cu Oltenii să vezi cumva mâna în telefon și cum s-a luat. Așa, și dacă mă femeie zice, mă Oltene, eu te înțeleg. Îi zice, mă Oltene, eu te înțeleg, na, eu sunt gravidă, nu pot. Ia și tu 100 de euro, du-te și tu și te simte bine. Olteancă de viață, de treabă, nu? De acum, ia, ăsta se aranjează frumos la patru ații, ia sutica și iese din casă. Când se iese din casă, vecina, vecine, unde te-ai dus, maică? Păi știi, vecină, soția mea e gravidă, nu mai poate, nu mai toate alea. Și eu, știți, mă duc și eu, păi nu, vecine, te duci, te știe lumea, vin aici între vecini, nu? Ăsta la vecină, imediat l-a rezolvat vecina și vine acasă. A venit rapid, nu? Păi nu, mai nu fusei. Fusei tu, dar știi când am ieșit vecina, unde mă duc să nu mă știe lumea, să nu mai toate alea? E bine, bine, dă suta încoa. Păi ce sută tu? Păi dă tu suta la vecina. Filar, mama e aia, dracu, păi eu i-am luat vreun ban la bărbatul când ea a fost gravidă. Hai că asta cu tare. Păi ce te mai eu luam în balul bărbatul cât i-a fost gravidă, nu? Corect. Păi vecina niciodată nu te lasă. Acum înțeleg eu în totalitate termenul vecină. Am o vecină frumoasă, ne scoatem fundul pe fereastră. Da, am și eu am vecină de o dreacu. Când ba muzică vine la poartă și sună. Ai grijă, Suri, când te duci la Roma cu vecina. Dacă vrea să o arunc după balcon. Auzi, ieri a făcut 49 de ani vecina mea. Ia cuturi. Dacă ați observat aseară, am spus pentru vecina mea toate ale, știi? O să spun și eu pentru vecinul meu, care nu-l cunosc, dracu, păi, dar o să zic o dedicație pentru vecinul meu. Importantă că dă suta. Ce trebuie să-l cunoști? Era să zic ceva, dar mă abțin. Zdă. Așa că vreau să te uiți pe oata mea. A intrat și jaguarul negru. Alina, dă-mi suta, să moară vanilia mea. Eu nu-mi place vanilie, eu mănânc decât ciocolată, ciocolungă. Frișcă cu căpșcu. Bună seara, jaguarul negru. Hai că bună seara, dă și noi. Bine ai venit, Maria Cucuț. Ram, pa, pa, pa. Te pup, Maria. Ram, pa, pa, pa. Adrian. Bună seara. Adrian Baciu, trebuie să intri neapărat. Unde ești, Adrian Baciu? Da, auzi, să vezi că acum o să poată intra. Acum are semnal. Da. Băi, oameni buni. Nu reușești, mami. De aici. De la mami. Dixi, stai cu minte. Da. Eu vă urez o seară faină, trebuie să pregătesc ceva de mâncare, că la ora 8:30 să fiu pronta, adică să nu încep să bântui ca un schelet ambulant, primul Cătărie, că nu este radio. Suri! Da, ți-am zis, știu. Asta face mama. Ai văzut că ți-a trimis mesajul ăla, trebuie să fii cu ochiile, trebuie să-i spui lui Pepe. Da, să intru, eu am eu grijă acum de... Și încă ceva, nu știu câte persoane sunt, că nu mi-apar aici. Bună, jaguarul negru. 77. Vreau să zic o singură chestie. Pentru mine, persoanele... Faraonul, bine că nu e și Spartacus. Vreau să zic o chestie. Faraonul, că e favoritul meu, m-am întâlnit cu el în România în 2018. Am fost pe la el pe acasă. Bă, eu nu cunosc pe Farionu, el nu mă cunoaște pe mine și așa mai departe. Vecine. Dar, lasă-mă că eu sunt și administrator pe aici pe pagina asta și vreau să zic o chestie. Dic, stai cu minte. Deci, dacă... Nu vrea să intre, de ce sunt timini? Vreau să zic și să anunț. Pepe nu o să vadă toate cu mesajele care sunt scrise sau dedicate sau așa mai departe. Eu le văd pe toate, doar că nu vreau să răspund.
una la mână. Doi la mână. Dacă văd că sunt niște mesaje care nu sunt de bun gust și este scris la adresa lui Pepe, nu știu ce anume, că au mai fost niște mesaje, eu vă dau bloc, măi, fraților. Nu, nu, Alina, după cum ți-am mai spus, nu trebuie dat bloc. Trebuie silențiată persoana, pentru că poți să prinzi o persoană care este... 15 minute. Da, silențiată, adică să nu mai poată să scrie, pentru că poți să fie, după cum s-a văzut, persoane care au fost super ok, dar măcar în momentul ăla avea un păhărel în plus sau era bine dispus. Sau mai ales... La noi la Olten nu merge cu scuze. Am tăcut odată, de două ori, a treia oră, dacă eram, deci te mor dacă te mint, dacă eram în seara, noroc că ați avut toți după, tu, deci te făceam să ieși după live. Dacă eu, în momentul ăla, când mi-a scris Sorina, deci dacă intram în momentul ăla să văd, tu ieșai după live, pentru că nu mai îmi făceam mie față în momentul ce făceam eu acolo. Eu făceam mai rău decât tu, eu știu cum să-ți fac. Eu ți-am spus când vine aroma, trebuie să-ți cumpăr lanț. Și vorbești noi, pe când văd niște chestii de gen din ăsta, să dea dracu dacă nu explodează chat-ul și tu și le bași pe Mariana și pe Mariana Dinică, că eu plângeam cea a doua zi. Și Pepe, de fapt, știu ce da, e. Hai să nu facem persoanele virale și să știi cum este. Subiect închis, mergem înainte, știi că toate rele să se sperie. Dar făceam până și pe mine virale, măcar așa devești o vedeți. N-ai văzut ce virale e vulpita? Fă-și tu un videoclip. Fașo, uite că intră acum mai în porumb aici la jumătate pe locurile astea, dar să nu mă vadă patronul și o să fac un videoclip. Dar că n-am mult. E mult, mult. Pui pe Pepe să-ți facă un mix de la domnul, așa... Domnul Pepe, să țineți mai mult pe sârbe, să danseze domnișoarele în camere. Așa stau și ele la dietă. Sârbe? Mie îmi trebuie ceva pe balans din alea, dale, baby, dale, papi, andale. Pun o buturugă de aia și cu o scândură și pe balans. Crezi că buturuga mică răsoarnă carul mare pe balans. Da. Ok, haideți că vă las și eu o zi frumoasă. Da, și eu închid. Vreau să stau încă 5 minute și închid și eu. Pentru ai că... mai stăm 2 minute, că după aia mă duc și eu să bat telefonul la încărcare și mă duc să fac și eu de mâncare. Hai și că mai stăm 2 minute atunci și după aia urmează ce? Muzică sau? Nu, de la... deci muzică peste o oră jumătate. Constantine, știi ce urmează acum? Mă duc muzică, că bag și eu ceva la Ramazan, fac și o îndușulică și revin. Știi cum se spune? Trebuie să aranjeze, să vorbim. Da, să mă parfumez. J'ador, amor, j'ador. Și după tine e mă. Nu, eu mă duc să fac și mâncare. Că nu avem nimeni acolo. Câți ochișori mai avem, Pepe? Că eu nu văd nimic. 65. Oh. Dacă nu ești 69, degeaba. Băi, când intră pe apel, stai să mă... Auzi, Amir, auzi, Imperialule, te rog să mă crezi. Nu știu ce fac fetele astea. Ori îi dau afară pe băieți, ori îi bagă, dar în jur de 69. 69 am înțeles, Păi cred că menține o balanță. Da. Ai văzut ce zice Costică? Costică, ia spune oricum, tu mie. Oricum, a zis o persoană, Pepe, după live, că din cauza mea ți-a plecat oamenii după live. De-aia nu mai ai atâtea oameni pe live. Deci nu merg pe număr. Bine, înțeles, Pepe nu merge pe număr. Eu schimb, eu merg pe număr. Pentru că dacă numărul ăla iasă mai bine, al doilea vrea și mai bine și al treia și mai bine. Și mai bine și... El nu merge pe număr, eu merg. Mi-e place să merg pe număr. Important de este 1, 2, să fie lumea ok, adică pe live, adică să fie oameni care constructivi, oameni care să fie cu simțul umorului și oameni care... Da, da. E inutil că suntem 30, dacă 300, dacă decât 100 sunt activi, știi? Prefer să iam pe 100 care sunt mereu activi și persoane. Când ceva suntem mereu și mereu ne distrăm, mereu ne simțim bine, știi? Nu, dar mie așa mi-a spus că din cauza mea a plecat toți oamenii pentru că... Știi vorba asturii, schimbăm fraierul, schimbăm și aerul în același timp. Vorba asta este la un tendi. Și cum se spune, dacă mă despar de un prieten, nu să zic așa, m-am despărțit de prieten, băi, am schimbat fraierul, am schimbat și aerul. Sau am schimbat aerul, am schimbat fraierul. Olteanca e lupoaică, ca să știți. Ham, ham! Dar unde ai văzut că la trei lupai ca mai e? Ce că am.
Da. Vreau să vă mulțumesc la toți, la toți ochișori. Suntem la 81. Ia auzi, 105. Alina, pentru tine, când a auzit că ești rea, au venit să te verifice. Păi, uite, veni și da și cu sapa pe aici. Uite, să mor dacă vă mint. Deci am 105. Auzi, imperiale, a zis Alina că așteaptă să crească ștulețe. Hai, mi-mi plac drugile. Păi ce să-i mâncați voi, mă, mie îmi plac drugile, mă duc să-l focu. Îți plac oapte cu sare. Fiți atent. Câți ochișori am? 79. Dați-vă dracu la 200, cam 200 de rând de pe aici pe lungă. 79, 69. Numai cu 9. Stai în curs și bei la 8. Cam așa merge, 69, 79, 89, 96, genul. Să dea cine are... Păi fii serioși. Păi dar noi suntem în serioși. Eu sunt pe câmp în momentul ăsta. Așteptam să vii să-ți dau o sapă în mână, să prășești pe aici pe rombi. Eu sunt foarte serioasă. Eu sunt pe lungă. Da, Ștefan Fănică. Da, începând cu orele 17, ora Italiei, în fiecare seară, intrăm aici în streaming live. Cine vrea să urce sus, cum a zis că îi place jos, dar dacă urcă pe live, o lăsăm jos. Hai să fac și cum mai stau un pic, că mai am 15% da, baterie da. La telefon. Da, vreau să vă mulțumesc. Uite, iară 69. Am văzut astăzi o glumă da, care zice... Da, era o glumă, zice... O contactează tot așa un tip pe una pe Facebook și o zice, ce faci, dragă? Ce, îți place sexul? Nu știu ce, da. Îți place 69? Nu, iubitule, fac 69 acum curând. Deci, auzi, imperialule, femeile trebuie să știe 69, 68 de treburi și cartofi prăjiți. Bă, nu e chestia asta, exact. Hai să vorbim acum. 68 de treburi și cartofi prăjiți, nu? Suntem în dicții, smeti la zios, că între aeropiile în pale. Așa. Ce vreau să zic, acum suntem în secolul 21. Eu nu cred că nu există o persoană care nu a schimbat limbile. Sau mai bine zic. Ca să nu vorbesc de da, normal, de două ori. Cu limbile din liceu. Mie îmi plăceau cu limbile de la ceas, de la ceas, normal. De două ori să dau limbile înainte și înapoi. Nu, no, dragul meu, eu aveam limbile de la Adidas. Asta a fost toată chestia. Uite, Alina, DJ-ul poți să spui că e greșești. Ha? Eh? Mă uitam și eu pe aici, eram cu nevoiată la unul. Uitai după limbi, am înțeles. Nu, dragul meu, eu am zis că am schimbat limbile de la Adidas. Eu când mi se rupe limba la Adidas, îl arunc direct, nu mai schimb. Baterie? Dixie? Bun. Nu uitați, dragilor, să dați un like. Vă mulțumim la toți care ați fost, mulțumim la toți ochișori aici. Mulțumesc, bineînțeles, și la cei care au avut curajul să intre. Mulțumesc, domnul Constantin Imperialu, că ai avut plăcerea să fii alături de noi și de fiecare dată ne face deosebită plăcere când ești alături de noi. Păi am intrat că am văzut că a ieșit Alina, că altfel dacă știam că revine, nu intram. Mamă mie! Mă persecută mereu. Nu mă bag, știi cum era? Nu știu de astea. Eu nu știu de asta, eu nu sunt de aici. Uite pe WhatsApp și vezi melodia aia că ți-am scris acolo, care am trimis-o. Da, am să mă uit și pe WhatsApp. Vă doresc la toți o seară minunată. Peste o oră jumătate, deci la ora 20:30 voi fi aici, ca de fiecare dată. Așa că vorbește și tu la plural. 17 ora Italiei, suntem mă, aici pe Caterinca, după care începând cu orele 20:30, la Disneyland am întâlnit DJ Pepe. Scoci și lipiți. Deci nu tace deloc, deci vorbește 24 din 24 continuu. Stai mă, fă-tu mamă, așa, la 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 la. Să vorbesc și cu Olteanca, așa, la 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 la. Olteanca, eu te-au dracu, așa, la 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 la. Și se dă și la băiatul, așa, la 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 la. Bine, DJ! Alina, doar să fim la 69! De rămâine! Nu, că m-ai nebunit!
Pe bune! Mie nu se închide telefonul. Vă iau în locul lui Gina Tomulescu și al lui Mariana. Haideți. Vă uit că mi se închide telefonul și mie. Numai bine, vă doresc la toți o seară minunată. La revedere! Mai bine, și nu uitați că în fiecare seară începând cu orele 17 și bineînțeles, după aia cu 20-30 suntem aici. Multă sănătate! Ceau, Lina! Numai bine! Te pup, grijă de tine! Te pup, pa, pa! Pa, pa! Scumpii mei, numai bine, sănătate! Nu uitați, bineînțeles, să vă înscrieți și la canalul meu de YouTube. În modul ăsta mă susțineți și pe YouTube. Facem în fiecare zi, începând cu orele 17, după cum am și spus. Ceau, ne spune și Gheorghe. Numai bine, facem un pic de catering, că ne mai descrețim așa puțin frunțele. Vă doresc la toți o seară minunată și nu uitați că peste o oră jumătate, adică începând cu orele 20-30 ora Italiei, vom fi aici în streaming online pentru voi. Vă doresc să aveți numai iubire și dragoste lângă voi. Multă sănătate și vă pup pe toți bombonei mei, da? Nu uitați să dați un like! Pa, pa!